Este Nike azi la reducere și dacă este la reducere ar trebui să cumpere această companie chiar acum? Până la sfârșitul acestui video vei ști dacă această companie este o oportunitate investițională și care sunt randamentele probabile pe care ai putea să le obții dacă alegi să faci această investiție, astfel încât să iei o decizie informată și asumată. Te salut, Cristian Trăboiu sunt, consultant financiar și investitor în piețele financiare și să știi că am muncit mai bine de o săptămână pentru această analiză pe care o să-ți o prezint astăzi în mai puțin de 10 minute. Și, în cazul în care apreciezi munca pe care am depus-o, apasă butonul de like și ia în calcul să te abonezi la acest canal. Și, haide să ne apucăm de treabă. Ei bine, Nike, în ultima perioadă, în ultimii ani, a avut o scădere foarte, foarte mare. A avut o scădere abruptă, o scădere de aproape 60%. După această scădere uriașă, întrebarea clasică ar trebui să fie, ok, bun. Și acum, dacă Nike are această scădere incredibilă, înseamnă că acum este o companie ieftină. Păi, dacă ne uităm cât este PI-ul în momentul de față, observăm că avem un PI PE ratio pentru Nike de 19,47, să zicem undeva la 20. Un PI de 20 nu este nici foarte ridicat, nu este nici foarte scăzut. Doar că un PI simplu, fără să îl punem în context, nu are nicio valoare. Însă, înainte să vedem dacă este o companie scumpă sau ieftină, haideți să vedem ce reprezintă Nike. Pentru că probabil ai auzit de această companie, probabil ai echipament sportiv de la această companie. E bine, De-a lungul timpului, Nike este o companie care a susținut întotdeauna mari sportivi. Sportivii de performanță, sportivii care au obținut medalii, sportivii pe care îi vedem la televizor. De exemplu, un basketbalist celebru, cum este LeBron James, apare pe prima pagină a companiei. Apar doar bărbați pe această pagină de la Nike? Nu, apar și femei importante din sport. De exemplu, Serena Williams, care este una dintre cele mai cunoscute și cea mai apreciată tenismenă la nivel global, și ea apare pe pagina principală a site-ului de la Nike. Deci, compania Nike este astăzi susținută de mari sportivi la nivel global. De ce este susținută? Pentru că și produsele pe care le are compania sunt produse cunoscute, sunt produse de cea mai înaltă calitate. Nike vinde, în speță, echipament sportiv. Din cauza aceasta, este susținută de mari sportivi la nivel global. Și atunci, Chiar dacă Nike are produse foarte bune, este susținută de atleți foarte cunoscuți la nivel global. De ce a apărut această scădere de 60%? Ce a produs scăderea această uriașă de 60% într-o perioadă de doar câțiva ani? Păi, dacă ne uităm pe numerele companiei, pe rapoartele financiare, se întâmplă un fenomen pe care nu vrem să-l vedem la companiile în care investim. Și anume, dacă ne uităm aici în partea de jos, observăm că cifra de afacere nu prea mai crește. Da, deci, cifra de afaceri rămâne stagnantă în ultimii ani. Mai mult decât atât, se pare că și profitul companiei nu crește foarte mult. Da, deci, cifra de afaceri și profitul rămâne cam la același nivel de la o perioadă la alta. Asta a determinat o scădere atât de mare pentru Nike. Deoarece noi ne așteptăm ca companiile în care investim să aibă creștere constantă de la o perioadă la alta. Și se pare că Nike astăzi nu mai are această creștere constantă. Va avea în viitor? E bine, vom vedea în continuare. Ce s-a întâmplat cu Nike în primul trimestru al acestui an și în al doilea trimestru? E bine, s-a întâmplat un fenomen pe care nu îl dorim și anume, cifra de afacere nu mai crește cum se așteptau investitorii. Da? Și atunci când cifra de afacere nu mai crește, investitorii și iau banii și merg în altă parte. Mai mult decât atât, dacă ne uităm pe cifrele anului trecut, pe anul fiscal care tocmai a trecut, aici scrie 2024, însă ne gândim la 2023, observăm că deși cifra de afacere a crescut cu 1%, Randamentul pe acțiune a crescut cu 15%. Da, deci cifra de afacere a crescut cu 1%, randamentul pe acțiune a crescut cu 15%. Adică profitul net crește mult mai mult decât cifra de afaceri. Și a determinat această creștere a profitului net dacă compania nu-și mai crește cifra de afaceri? Păi, dacă ne uităm la numărul de acțiuni în circulație, observăm că Nike își cumpără propriile acțiuni. Și atunci, dacă Nike își cumpără propriile acțiuni, înseamnă că profitul pe fiecare acțiune în parte începe și crește de la perioada la alta. De ce? Pentru că sunt mai puține acțiuni în circulație. Și acest mod de creștere a IPS-ului sau a profitului pe acțiune este foarte des întâlnit la companiile la care nu reușesc să-și crească cifra de afacere așa cum se aștepta. Da? Deci în momentul de față cifra de afaceri este cam stagnantă, ba mai mult decât atât se așteaptă și o scădere, de ce nu? Doar că profitul pe acțiune este în creștere pentru că compania își cumpără propriile acțiuni. Și atunci, ce se va întâmpla în următoarea perioadă? Păi haideți să vedem ce ne spune CEO-ul companiei siul companiei prevede că anul 2025 va fi un an de tranziție. De ce va fi un an de tranziție? Pentru că siul ul companiei vrea să facă restructurări în cadrul companiei, adică să dea oameni afară, să aducă alți oameni mai productivi și mai capabili să producă rezultate. Pe lângă faptul că vrea să facă restructurări, vrea să reintroducă inovație în produsele pe care le vinde și să crească brandul care este deja foarte cunoscut, vrea să-l crească și mai mult decât este în momentul de față. Și atunci, în momentul în care îți scazi cheltuielile pentru că dai oameni afară, îți crești calitatea produselor și îți crești calitatea marketingului, atunci, în mod normal, ar trebui ca compania să înceapă să crească. Doar că nu neapărat de astăzi. CEO-ul companiei prevede că anul 2025 va fi un an de tranziție în care se vor întâmpla aceste lucruri și de-abia din 2026 vom vedea un trend accelerat de creștere. Și atunci, luând toate aceste informații, haideți să încercăm să facem o prognoză a prețului pe acțiune pe următoarea perioadă. Și am spus că profitul companiei crește cu 15% de la o perioadă de la alta. Și o să folosim și noi această variantă de 15%. PI-ul astăzi este de 20%. Și atunci, folosind o creștere a profitului de 15% și o cerere în piață de 20%, Observăm că prețul țintă pentru 2024, adică pentru sfârșitul acestui an, este de 68 de dolari pe acțiune. 68 de dolari pe acțiune este mai mic decât prețul de astăzi. Prețul de astăzi pentru acțiune este de 72. Asta înseamnă că dacă alegi să cumperi astăzi acțiunea, sunt șanse destul de mari ca prețul să mai scadă în continuare până la sfârșitul anului. Doar că această investiție până la sfârșitul anului ar fi o investiție pe termen scurt, o investiție oarecum speculativă Și noi aici nu prea ne ocupăm de investiții speculative, preferăm investițiile pe perioade mai lungi de timp Și atunci, dacă cumperi astăzi la 72 de dolari, pe o perioadă mai lungă de timp, pe 3 ani, ai obține un randament de 50% Adică în, până în 2027, prețul pe acțiune ar trebui să ajungă undeva pe la 110 dolari de acțiuni. Da? Deci a avea un randament de 50% într-o perioadă de 3 ani Este mult, este puțin, te las pe tine să decizi da? Deci aceasta este o analiză fundamentală pe care o facem pentru Nike astăzi Lucrurile probabil se vor schimba în momentul în care vom vedea noi raportări financiare Dar haideți să vedem dacă din punct de vedere tehnic astăzi este un moment bun să cumpărăm această acțiune Și dacă ne uităm pe grafic observăm aici că am avut un trend mare Accelerat de creștere acest trend accelerat de creștere, după cum poți observa, a fost spart. Da? Pe lângă acest trend accelerat de creștere, avem și niște zone de suport și rezistență. Această zonă de suport a fost și ea spartă, următoarea zonă de suport este fixă la 68 de dolari și prețul pare că tinde să meargă în această direcție. Bine, înțeles, mai avem o zonă de suport undeva pe la 50 de dolari. Acum, dacă acest trend mare a fost spart, înseamnă că în momentul acesta avem un trend descendent. Da? Deci astăzi, pe compania Nike, suntem pe un trend descendent. Pe trendurile descendente, noi nu cumpărăm. De ce? Pentru că sunt șanse mai mari să se respecte trendul decât să se schimbe. Și atunci, când ar trebui să cumpărăm? Păi ar trebui să cumpărăm în momentul în care se schimbă trendul. Și am pentru tine două scenarii. Primul scenariu spune în felul următor: că acțiunea va scădea până la cei 68 de dolari, care este prețul țintă pentru sfârșitul acestui an, și de aici va sparge trendul și va forma un nou trend HNN. Da? Acesta este primul scenariu, și scenariul cu, șanse, cu șansele cele mai mari să se întâmple. Un al doilea scenariu este ca prețul să continue să scadă până în următoarea zonă de suport, adică până la 50 de dolari pe acțiune și din această zonă de suport să spargă trendul și să creeze din nou un trend ascendent. Acum, de ce scenariul 2 are șanse mai mici să se întâmple? Pentru că, după cum ai putut observa, prețul țintă pentru anul acesta este de 68 de dolari pe acțiune și atunci scenariul 1, din această perspectivă, are mai multe șanse să se întâmple. Dar în cazul în care, în următoarea perioadă, vom avea o recesiune, scenariul 2 poate să devină plauzibil și să se îndeplinească. Da? Deci, oricare dintre aceste scenarii au șanse să se întâmple, care se va întâmpla cu siguranță, nu știm, vom vedea. Deci, din punct de vedere tehnic, astăzi nu este neapărat cel mai bun moment să cumpărăm. Și atunci, haideți să tragem și câteva concluzii. Prima concluzie spune în felul următor. Pe termen scurt, prețul pe acțiune are în continuare tendință de scădere. Da? Deci, pe termen scurt, pentru următoarele săptămâni, pentru următoarele luni. Tendința este în continuare de scădere. Asta înseamnă că se va păstra la infinit? Nu neapărat. Nu asta înseamnă, ci doar că în următoarea perioadă există în continuare tendință de scădere. Dacă îți o perioadă investițională suficient de lungă, sunt șanse minime să pierzi dacă investești în Nike. De ce? Pentru că Nike este unul dintre cele mai cunoscute branduri la nivel global. Este un brand susținut de mari atleți la nivel global. Și produsele lor sunt de cea mai înaltă calitate în momentul de față. Mai mult decât atât, astăzi compania vrea să dea oameni afară și să angajeze oameni mai competenți și vor să aducă inovație din nou în cadrul companiei. Pe lângă asta, vor să-și crească marketingul astfel încât să fie mai ușor pentru clienți să cumpere produsele lor. Da? Deci, pe o perioadă suficient de lungă de timp, șanse minime să pierzi banii Nike. Dacă cumperi astăzi și te aștepți ca mâine să faci bani, Poate Nike nu este cea mai bună variantă. Tocmai din această cauză preferința mea este să aștept schimbarea trendului. De ce aștept schimbarea trendului? Pentru că trendul are tendința să își păstreze direcția. Și astăzi suntem pe un trend descendent. Dacă suntem pe un trend descendent, sunt șanse în continuare ca prețul să scadă. Când aș cumpăra cu inima deschisă în Nike, când aș începe o poziție cu inima deschisă în Nike... În momentul în care se va întâmpla ori scenariul 1, ori scenariul 2 și vom avea o schimbare de trend, acel moment ar putea să reprezinte un moment oportun să vii să construiești o poziție în Nike și să ții această poziție pe perioada de cel puțin 3 ani. Și atunci, când se va schimba trendul? Dacă ne luăm după ce spune CEO-ul companiei, probabilitatea cea mai mare să se schimbe trendul este în 2025.